Bună ziua, ascultați Let's Get Rocked cu Victor Rowe. Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai podcastului independent Let's Get Rocked, cu prezentatorul vostru, ca de obicei, Victor Rowe. Ne aflăm în legătură telefonică via Facebook audio call cu Mihai Domuncu, un ascultător al podcastului și un fan al genului rock și nu numai, și jazz rock fusion, evident, și jazz și alte genuri muzicale, de ce nu. În primul rând, drag Mihai, vreau să te întreb cum te simți astăzi. Mulțumesc! Salut, Victor! Mă simt foarte bine. Așa, angrenat în rutina obișnuită. Uh-huh. Stau aici și beau o bere. Okay. Abia aștept să începem să discutăm. Bun, perfect. Pentru prima întrebare a acestui interviu follow-up, aș vrea să te chestionez asupra următorului aspect. Ce experiențe din zona rock crezi tu că ar mai trebui să fie amintite față de interviu precedent? Experiențe, aici mă refer evident la concerte, dar nu numai, eventual și la, știu eu, albume ascultate sau modul în care ai perceput tu anumite cântece care ți-au plăcut de la anumite formate sau artiști solo, etc., etc. Mulțumesc! Care m-au emoționat. Exact. Care au avut un impact asupra vieții tale. Da, bineînțeles. Asupra vieții nu știu cât de mult impact ar putea să aibă, da. Dar asupra sufletului și a felul care percepe anumite lucruri, da. Asta puteau să aibă un impact. Nu mai știu dacă am intrat în foarte multe detalii legate de concertul AC/DC din 2010. Am vorbit despre el, da, atunci. Țin minte că am vorbit despre el. Am vorbit, da, când am acceptat performanța chitaristului în Găsian, da. Show de excepție atunci. 2009 era concertul. În 2010 chiar? Da, 2010. În Piața Constituției. Aș și puncta, cred, faptul că a avut concertul care a avut cea mai mare audiență dintre toate la care am participat. Au fost undeva la vreo 100.000 de oameni. Aproximativ. Da, cred că despre Deep Purple, cred că am menționat și de Deep Purple, de la Rome Expo. Bineînțeles, Bon Jovi și Metallica, cele mai fabuloase experiențe din anul 2019. Scorpions, cred că l-am menționat. Tot la Rome Expo, anul 2018. Clar, am subliniat interacțiunea. Am menționat cumva de concertul la Arenele Romane, Evanescence. Nu. Ce poți să ne spui despre aceea? La Evanescence am fost în 2017, cu niște prieteni. Cu aceeași gașcă cu care merge de obicei data de concertele rock. Câteodată ne strângem mai mult, câteodată ne strângem mai puțin, tot timpul ne strângem foarte bine. Ne place să trăim așa foarte, foarte intens, acolo tot timpul ne luăm bilete în fața scenei. Da, a fost foarte, foarte, foarte mișto. Eu nu ascultasem o perioadă. Nu este nici printre genurile mele preferate, dar dat fiind faptul că, da, s-au strâns ei și că lor le-a plăcut, am zis, hai să merg și eu. Da, este stilul ăsta gotic, așa, mai... mai dark, dar și mai melodios și melancolic puțin. Dar a fost foarte fain. Acustica a fost foarte bună. Da, audiența au jur de câteva mii. Arenele Romane nu au capacitate foarte mare. Da, dar au o acustică mai bună, să zicem, decât alte... Dar au o acustică mai bună, exact, pentru că spațiul este așa, semi... Decât alte spații unde se cântă, decât alte venues, ca să le numim așa. Da, eu am mai fost bine, acum ar depăși puțin topicul rock, dar în Romare am mai fost avut două concerte de muzică electronică la ATV și la Solar Stone. Și da, știu că este o acustică foarte bună. Și aici aș putea sublinia, la fel ca în cadrul experienței de la Scorpions, interacțiunea solistei cu publicul și a tuturor felul în care s-au prezentat. Faptul că au dat curs impulsurile de final ale oamenilor de a mai sta și a mai cânta la visurile. Da, exact, acele visuri, da, exact. Tocmai. Da. Și cam asta a fost experiența de la Evanescence. În regulă. Nu prea știu foarte multe, cred că mai Immortal și
Fenia, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact, oricum. Dar a fost o experiență destul de faină. De cele din 2018-2019 am povestit. Nu știu dacă am apucat să discut și despre refacerile pe acolo din 2012. Puțin mi se pare că am discutat, dar pot să mai adaug ceva dacă cred că nu l-am acoperit foarte mult. Posibil să nu. A fost pe Arena Națională, era chiar la un an după ce s-a deschis Arena Națională. Da, exact. Vara 2012, după ce a terminat în primul an de facultate. Uh-huh. Super. A fost foarte, foarte mișto. A fost în jurul lunii august. Chiar astăzi sunt să mai caut în care nu mai țin minte exact data. În fine, nu contează foarte mult. Ideea e că eu venisem atunci și cu ocazia faptului că în septembrie urma să-mi dau niște restanțe pe care le-am avut din anul 3, am avut două examene, deci am încuscat o idee foarte și cum participăți la concertul ăsta. Corect, da. Putem să trecem peste partea asta, să ne cantonăm strict la concert. Asta am zis așa de exact. Dar... a fost super fain. Cred că, nu știu, printre chitariștii mei preferați ai trupei, e Flea de la Refacerile pe Părți. A avut și un moment gustolă. Flea e basistul. Frustiant e chitaristul. Nu, e basistul, da. Basistul, da, a avut ce lungi cu munciul. Mă rog, chitară bas, tot chitarist e, dar e mai... E chitară bas, da. E chitară bas, da. Ca să fim scrupuloși la datorii. Sau bateristul, cum mi se mai zice. Nu, bateristul e toboșarul. Bateristul e toboșarul, da. Da. În secția ritmică, ambii sunt, mă rog, ca roluri. Bate ca toboșar și basist. La partea asta. La partea ritmică, exact. Da. La partea ritmică, da. Exact, nu tocmai. Deci te-a marcat foarte mult solo-ul Flea de la concertul de Refacerile pe Părți. Da, exact. Super. Unul dintre cei mai mari basiști ai lumii încă în viață. Trebuie amintit. Da, subscriu ideea asta. Categoric. A fost o critică extraordinară și prin prisma faptului că s-a și tras acoperit în Arena Națională, pentru că la un moment dat a început să se Și a fost foarte bine că am putut fi organizarea de asemenea foarte bună. Uh-huh. Și strict din punct de vedere al performanței, că asta am putea remarca. De asemenea, pe partea de reinteracțiune, aici aș pune un minus față de alte concerte, gen Bon Jovi, Scorpion sau Evanescence. Mm. Dar Evanescence. E de înțeles, oamenii au avut un tour foarte... Da. Evanescence e pronunția corectă, ca să fim bindul scrupuloși la datorie, vreo lucrarea geală. Așa e, dar tu știi că aici e un aspect interesant, tu știi că eu așa pronunțam tot timpul până în ceva mai corectat, în mod greșit, dar se pare că... Da, Evanescence, eu așa știu și asta e, chiar așa este. Evanescence, da, așa știam corectă. Și eu, exact. Da. Și că am mai pățit cazul ăsta la un dat să... E ok, nu e nicio problemă. Să fiți zis corect și după aia să fiți stâlcit în mine. Da, exact. Se mai întâmplă, nu e nicio problemă. Important e să menținem cât de mult posibil pronunția corectă la formațiile noastre și așa mai departe. Uite, eu recunosc, spre exemplu, că n-am fost nici eu mare fan Evanescence. Știu o melodie de la ei cu un music video care e foarte popular și pe YouTube și care a fost, on heavy rotation și la MTV și pe VH1. Cât a mai rezistat VH1 în final la noi și așa mai departe. Dar nu mă dau un vânt după ei. Nu zic că nu-s muzicien bun sau că ea nu este o artistă bună. Din contră. Dar, nu e neapărat genul meu. Genul meu e mai mult, după cum știi și tu, Weather Report, evident. Este genul rock fusion, mai ales în această perioadă de timp. Mi-ai zis că pe partea de jazz îți place și ție asta, fusion, îți place piano și guitar. Da, partea asta de pian, chitară, uite, aici la chitară putem să vorbim de John McLaughlin, în zona jazz rock fusion, la pian putem să vorbim de Joe Zawinul, frontmanul. E co-frontman de la Weather Report. John McLaughlin e un chitarist fantastic care a avut jam session-uri și cu Jimi Hendrix, printre alții, și a avut formația sa Mahavishnu Orchestra de Jazz Fusion la începutul anilor 70, pe care a mai continuat-o sub diferite line-up-uri chiar și până în anii 80, dacă nu mă înșel. Și altfel, evident, ar mai fi de menționat aici și Herbie Hancock,
Headhunters pentru cunoscători. Dar ca să revin pe partea de pian, am spus o mare influență sau, mă rog, un mare model în muzică, Joseph Winnell. Pe partea de chitară, evident, e John McLaughlin. Și la bas, evident, putem să spunem că este, adică nu putem să spunem categoric, este Jaco Pastorius, dar mai este și Miroslav Vituș. Acolo, înainte de Jaco Pastorius, era Miroslav Vituș. Ceva de origine ceva de origine slavă. Nu, da, e ceh. Este un bassist ceh pe care Joseph Winnell îl cunoscuse în Europa la un jazz contest, la un concurs de jazz înainte să meargă în Statele Unite ale Americii și să formeze Weather Report. Și cam astea sunt preferințe. Cu siguranță le voi marca, cu siguranță le voi da, marca. Da, pe n-ai cum să nu le... Ascult la radio, iar auzi, așa, mă liniștește foarte mult. Păi da, tocmai că asta mi se pare și mie, Weather Report, o muzică foarte liniștitoare, de-aia o ascult și e o muzică superbă. Toate tipurile de jazz, și guitar jazz, și piano jazz, sunt până la radio de obicei sau da. Ce se numește playlist. Exact. Doar că în acele playlist-uri, de obicei, da, e așa, o concatenare a mai multor cântece și nu-ți arată playlist. Da. Unele sunt făcute, care îți arată și unele nu. Da, o să fac un research și o să-mi selectez așa câțiva artiști. Corect, uite, aici recomandarea mea sau recomandările mele, de fapt, că am mai multe, ar fi Bill Evans la pian, pianist american de jazz foarte fain. Ar mai fi de asemenea tot în zona asta de jazz, Miles Davis, jazz rock fusion, evident, jazz fusion, și neapărat Miles Davis. Tot în zona jazz nu putem să-l omitem pe Chet Baker și așa mai departe. Dave Brubeck, sper să nu fi greșit, cred că îl cheamă Dave Brubeck, într-adevăr, că eram tentat să zic Dave, dar oricum, Dave sau David, da, Dave Brubeck, așa e cunoscut el, Dave abreviat, David Warren Brubeck e numele lui complet, tot în zona de jazz, evident. Și cam astea ar fi pentru început și pentru ascultătorii noștri, de ce nu? Dar ca să revenim la interviul propriu-zis, acum te-aș întreba pentru anul muzical 2022 în muzică rock, strict în muzică rock, care au fost rezoluțiile tale la începutul acestui an și pe care dintre ele ai reușit să le completezi până acum, să zicem așa, să le manifestezi în viața ta? Nu știu câte aș fi putut completa, ținând cont că abia a trecut vreo lună și aproape jumătate. Practic, la ce concert? Ca să vorbim mai... Legat de bifarea lor și da. de deplinirea. Ca să vorbim mai pe românește, la ce concert ai avut deja ocazia să-ți iei bine? Nu, dar a fost foarte bine. Nu zic el, a fost foarte bine formulat. Da. Dar m-a amuzat parte de cât ai reușit până acum să țin. Păi de ce nu? Cu cât mai multe rezoluții, cu atât mai bine, în principiu, da, nu? Cât la muzică. Da. Sau amânat. Da. Sau astea care au mai fost în diferite locuri, indoor, baruri, în paburi, gen la Hard Rock Cafe. Da, da. Pe siguranță nu s-a fi ținut, pentru că acolo se intre pe față și da. S-au suspendat astea la mai mari. Exact. Sau la Hard Rock Cafe aici, la noi, la Suceava, că au fost. Exact, decembrie am făcut. Am făcut și la concertul cu Bobina. Da, am avut o dată ocazia. Da, mai există ocazia, nu nicio problemă. Mai există ocazia, dar fi trecută ca rezoluție, că era decembrie. Da, dar dacă vorbim de rezoluții, deja vorbim de anul nou, deja suntem în 2022, ne uităm spre viitor, mai optimiști, să sperăm. Păi să știi că, acum, dacă tot am menționat de asta, aș putea să încep aici să discutem. Momentan, nu m-am luat bilet la niciun concert din Dansa, aș vrea să particip. Hard Rock Cafe este un loc fascinant, tu știi foarte bine că ai avut ocazia să mergi cu mine. Categoric, da. Ai chiar și o poză de profil, da, de la profilul meu de Facebook este de la Hard Rock Cafe, de atunci când am mers împreună, ianuarie 2020 a fost.
La o diferență exact. De circa 10 ani, de când am fost prima dată la Hard Rock Cafe în iulie, dacă nu mă înșel, iulie 2010, într-adevăr. Deci a fost așa un mic aniversare. Da, oarecum, știi, și când am ajuns acolo, mi s-a părut că nu s-au schimbat foarte multe, adică decorul și toate acele instrumente și toate acele elemente de memorabilia de la formații și artiști tari cunoscuți, basul ăla, Headless de la Tears for Fears. Da, da, tablou, geaca lui Michael Jackson, de piele. Acele suvenire, da, exact. Da, toate au rămas intacte, știi? La fel, știu eu chitara chitaristului din The Cars și așa mai departe. Toate sunt acolo. Tablou sau tablourile cu Beatles, toate sunt acolo. Probabil că ar fi vrut să-și păstreze autenticitatea. Cred că de asta nu au vrut să facă schimbări sau cel puțin nu schimbări majore. Da, în ceea ce privește decorul. E un muzeu al muzicii rock, da. Exact. E interesant, e foarte interesant de explorat și din punctul meu de vedere îmi exprim cumva tristețea că este numai un Hard Rock Cafe în România și că e la... Nu că Hard Rock Cafe-ul din București n-ar fi fain, din contră, doar că, nu știu, în alte țări... Singur, da, în alte țări sunt și mai multe locații de Hard Rock Cafe. Explicație. Bine, ar putea, în cazul în care și-ar extinde activitatea în mai multe orașe, da. Poate că și-ar deschide tot în niște orașe mai mari. Exact, mă gândesc la Cluj, Timișoara, Cluj, Timișoara, Iași. Pentru că ei au un anumit brand, au o anumită reputație. Trebuie de asemenea să... Ai văzut că și prețurile sunt destul de mari. Da, categoric. Nu știu că n-ai, în niciun caz n-ai putea deschide un Hard Rock Cafe vizir. Sau într-un mare astea. Industria politicienă. Da, bun. Politicienul e un oraș foarte liniștit. Nu e industrial. Mă gândesc aici la... Industrial, dar nu știu câte lume și-ar permite să vină. Și trebuie să ai lucrurile să constate. Există niște costuri de mentenanță, de întreținere, în context spațiu acolo. Acum nu vreau să mai intrăm în altă sferă și în criza asta economică și gazelor și a combustibililor care impactează direct asupra cheltuielilor în ceea ce privește întreținerea locurilor. Are oarecare legătură, pentru că vezi, poate toate orașele, toate locurile care se organizează anumite evenimente, da. Ei trebuie să țină toată funcția de treabă anumite încasări, da. Pentru că funcția de cele încasări acoperă, ei trebuie să și acopere costurile, să obțină și profit. Și datorită faptului că ai văzut că s-a scumpit gazele, se duce și mai departe, consumul este foarte mare. Da, da. De asemenea și prețul și e posibil și ca urmare a acestui aspect, acestor factori, da. Să te crească foarte mult prețurile la aceste evenimente. Chiar mă uitam la câteva concerte, la faptul că am uitat la Coma, la Robin and the Backstabbers, la care aș vrea să particip sunt în februarie, prețurile sunt ceva mai mari față de alte dăți. Uite, la oraș industrial n-aș încadra politicienul de la noi, cât aș încadra mai degrabă Petroșanu, care chiar oraș industrial așa a fost recreat. Am dat un exemplu neapărat de oraș industrial, cât și oraș mai mic sau oraș care poate să aibă și un industrie sau și serviciile sunt la un nivel mai scăzut din punct de vedere al dezvoltării. Da. Păi na, uite, merge și Petroșan în zona asta. Da, s-a încadrat. Și revenim la ceea ce spuneam. Da, cred că și din cauza asta sau nu, pentru că și acum, trecând mai departe în ceea ce privește rezoluția. Exact cum te-am anunțat, am luat bilete la concertul la Iron Maiden din 26 mai pe care abia l-aștept. E un grup pe care vreau să vă întreb de foarte mulți ani. Nu mai știu dacă a venit la acum sau nu. A venit, eu am fost la un concert al lor din 2013, deci știu sigur că au venit în fața Palatului Parlament. Cel puțin o dată știi sigur că au venit. Da, au mai venit și în anii 90, dacă nu mă înșel, și mi-am luat și eu bilet la concertul ăsta și de-abia aștept să-i... Vă sper să nu se amâne, asta e toată... Deci asta ar fi următoarele rezoluții, da, se sperăm că ne va prinde într-o perioadă dintre valurile pandemice. Da, sau că o să se mai relaxeze restricțiile, nu știu, putem doar să sperăm. Să se relaxeze restricțiile, de obicei se relaxează atunci, exact cum am menționat, între cele două valuri, între două valuri consecutive. Sperăm să nu mai fie niciun val, să nu mai fie situație pandemică, să fie situație endemică. Să fie situație endemică. Endemică, da. Dar există niște bunătăți ca urmare a faptului că au apărut aceste vaccinuri pe care, bineînțeles, că le-am recomandat
recomandat și eu un podcast, a trecut probabil că și alți oameni sau ascultători sau cei din societate au considerat că este un gest responsabil care s-a dovedit a fi eficient prin prisma faptului că, deși numărul cazurilor s-au mulțit, rata mortalității a scăzut ușor față de valurile trecute. Și datorită faptului că am zis că acest an e puțin mai puțin letal față de dupirea precedentă, dar și vaccinul a avut efect. Chiar și în rândul celor de la ATI, 90% sunt nevaccinați, deci un efect tot l-a avut. Da. Agresivității simptomelor. Virusul, da. Aș vrea să ieșim din aici, zona asta medicală și ne cantonăm strict pe cea muzicală, ca să nu fim înțeles, bineînțeles, dar nu, asta e, mi se pare că totuși este o informație utilă în ceea ce privește participarea la evenimente. Sigur, și asta, contează foarte mult, da, categoric. Evenimente de rog. Da, la Iron Maiden, da, dacă aștept să-i ascult. Live. Live, da, live, bineînțeles, da, bineînțeles. Și, da, printre hiturile lor cele mai... faimoase. Run to the Hills. Run to the Hills, 2 Minutes to Midnight. Exact, multe sunt. Transylvania, uite, nu e chiar hit. Nu e chiar hit, da, e melodie instrumentală. Eu am fost un subiect sensibil dacă a fost concertul despre Transylvania. Zici tu? În anumite zone, să zicem. Hai să spun. Dar nu cred că... Nu cred că vine Bruce Dickinson și compania prin Harghita sau prin Cova. N-ar avea suficient public, nu de altă. A, bun, dacă vin la Cluj, e altceva. Acolo de mereu are reprezentanță mai mică, deci nu e nicio problemă. Sper să nu fie o problemă, Victor, că, nu știu, ne mai delectăm cu aceste povestioare. Da. Evident, noi glumim. Să păstrăm un ton, adică, dar sunt sigur că și ascultătorii pot fi... Se vor delecta cu... Să sperăm, așa... Să sperăm, da, exact. Exact, așa sper și eu. Exact cum ți-am zis, am încercat să postez așa o atmosferă cât mai degajată. Aha. De celelalte zile să încerc să fiu mai puțin încordat. Da, Blood Brothers, Transylvania, Writing on the Wall. Sunt mai multe. Fear of the Dark, bineînțeles, nu se mai pune problema. E una dintre melodiile mele preferate, ar putea cineva aici. De la Iron Maiden. Și una dintre cele mai cunoscute, de asemenea, categoric. Și una dintre cele mai cunoscute, bineînțeles. Da, astea ar fi dintre piesele și sper să-i prind într-o formă destul de bună, poate mai bună decât cea a celor de la Bon Jovi sau de cea de la Chili Peppers, care, deși ei s-au străduit să performeze foarte bine, s-a simțit puțin așa o, nu știu, o lipsă de chef. Sper că nu sunt prea dur dacă La cel de la Bon Jovi te referi? Da, unii ar fi spus că și din cauza faptului că sonorizarea a lăsat puțin de dorit și că a fost și spațiu deschis, dar mulți au fost destul de dezamăgiți. Bine, eu personal mie mi-a plăcut, doar am zis că ar fi putut fi într-o formă mai bună, John, la acest concert. Posibil. Mie mi-a plăcut. Eu n-am ce să reproșez la concertul Bon Jovi din 2011. M-am mers acolo, mi-a plăcut. Eu mă refer fiind la cel care a participat eu în 2019. Ok. Eu mă gândeam că vorbim de cel din 2011. La ala a fost. La cel din 2019 am fost destul de multe obiectii. Nu pot zic că am fost destul de multe obiectii, dar sunt undeva la un 37 de acolo. Mm-hmm. Și de asta ziceam că pe Iron Maiden îmi doresc foarte mult să-i prinde într-o formă mai bună. Da, să sperăm. Și să sperăm că nu o să se amâne, ca despre asta, că despre asta. Și că nu o să se amâne, da, bineînțeles. În concertul, da, mai formăm poate și publicul care vreau apărut s-a documentat cu toată timpul aveam în contextul Romexpo, unde am mai avut loc și Scorpions, referindu-ne exclusiv la concertele rock. Da, exact. Deci am înțeles din tot ce ai luat și tu la Iron Maiden, dar tu mergi așa ca... Ca boșii, la zona VIP. Nu, e la... No, e la The Beast mi-am luat, adică... La e... The Beast ai luat? Da. Nu știu de ce am avut impresia că tu ai spus că ți-ai la tribună. No, era la tribună pentru Kiss și Whitesnake, la asta mă gândeam, ca să văd spectacolul mai bine, doar din considerentul. Mai bine, mai în ansamblu. Da. Nu ești cum îți povesteam de mine și de gașca mea, că noi ne place să trăim acolo în fața scenei, mai electrizată. Da, am trecut și eu prin experiența asta să merg în fața scenei și până la urmă m-am decis că e mai bine să văd the bigger picture. Dar asta e opțiunea mea. Bine, nu, e opțiunea ta, bineînțeles. Nu, simți că te obosești așa, destul de...
Da, da, adică nu mai am, nu mai sunt firea aia adolescentină, știi, biologic nu mai sunt... Biologic nu mai sunt adolescent ca să mă duc în față, în față, știi? Ești doar cu vreo 5 ani mai mic ca mine, da? Mă rog, aici, bun, da, da, în orice caz. Să zicem că da, sunt da, încă da, late adolescent, dar adolescent, adolescent cum ești atunci, în perioada aia... Ține de opțiunea personală și probabil că ține și de cum vrei să vrei tu, adică vrei, poate vrei de la distanță, că cum ai zis tu. Mai laid back, da, adică... Observ mai bine unele... Exact, adică e pur și simplu entertainment, spectacol, despre asta e vorba. Așa percep eu, știi? Da, da, da. Uite, aici eu am o viziune definită, mie îmi place să le trăiesc altfel. De exemplu și la... Cred că făcusem o paralelă, cred că și în ce podcast, când am mai povestit experiențele de la meciuri, și le compaream cu cele trăite la evenimentele rock, prin prisma faptului că și acolo îmi place să fiu așa cât mai vulcanic, dar în sensul pozitiv, nu în sensul să plec neapărat într-o extremă. Dar să mă manifest așa, să trăiesc foarte mult, să cânt, să sar, să... Exact așa îmi place și la concertele rock. Ca să mergem către... Mai departe, da, da, exact. Nu simt că mi-a ținut firul ideii. De asemenea, mi-am luat bilet la festivalul din iulie. De pe 16 iulie, dacă nu mă înșel. Okay. Este tot la Rome Expo. Da, 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 Rock the City, mai precis. De venue nu avem Rock the City, dar exact. Nu avem cele de a duca. După cum știm, unde participă Kiss, Whitesnake. Și Powerwolf. Și Powerwolf, da. Uite, de Powerwolf nu prea știam așa foarte mult. Nici eu nu știam. Mi-au recomandat niște prieteni câteva melodii pe care le-am ascultat și care aș putea să zic că mi-au plăcut destul de mult. Îmi place așa stilul lor. Sunt așa pe metal. Nu știu, tu cred că ești cel mai în măsură să compari. Să găsești o trupă potrivită cu care să-i compari stilul. Nu știu, mă gândesc că sunt destul de recenți, am văzut că pe Wikipedia, când m-am mai uitat, da, chiar acum pot să-i caut Powerwolf. Powerwolf? Da, 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 Powerwolf. Sunt din Germania, da, din Saarbrücken. Din Germania, exact ca Scorpions. Exact, okay, da, este. Dar nu din Scorpions sunt din Hanovra, ei sunt din Saarbrücken. Orășelul ăsta Saarbrücken oare unde e? În... Și Scorpion sunt mai mult pe rock alternativ. În Saarland. În timp ce Powerwolf sunt pe metal. Da, da. Metal. Nu știu ce să zic. Acum, Scorpion este o formație destul de complexă. Eu nu i-aș numi chiar rock alternativ. Eu i-aș numi classic rock. Au avut și niște albume mai progresive în anii 70. Classic, deci sunt progressive. Ei merg prin multe. Au fost hard rock, heavy metal, glam metal, soft rock. Și la început, când cântau în anii 60-70, veneau cu niște chestii, cu niște sunete, un sound din ăsta care bătea în ceea ce era direcția muzicală atunci, crema muzicii rock. Progressive, mai precis. Mm-hmm. Eu aș putea chiar să sublinia faptul că ei, melodiile lor se încadrează pe mai multe stiluri. Mm-hmm. Adică uite, la început, psychedelic rock, Lonesome Crowd, pe exemplu, primul lor album de studio, Fly to the Rainbow, hard rock. Deci zona asta, știi, psihedelicul, putem să zicem că e și cumva într-o zonă de progressive. În orice caz, nu, la începuturi nu aveau, cum să zic, sound-ul pe care sau cu care s-au consacrat ulterior. Știi, ei sunt și mai vechi, da, exact. Ei față de alte trupe care și-au avut apogeul propriu în anii 90, da, și de 2000 chiar. Categoric. Și da, și prin prisma faptului că și rock alternativ ca stil a fost dezvoltat puțin mai târziu față de perioada care a avut ei. Da, da, da. Ei tot rămân în zona de hard rock, heavy metal. Apogeul, da. Da, da. Că la rândul lui și hard rock-ul are mai... Da. Mai multe subgenuri. Deci corect, după cum zice Sfânta Wikipedia, este psychedelic, psychedelic rock. Psychedelic. Sunetul lor cel mai timpuriu. M-am documentat foarte mult. Da. Da, 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 da. Deci asta era la Power, da, care pentru mine o să fie noutate. O să ascult ce să fac un research. Super. Până apuc să merg la eveniment, pentru că mă încântă și stilul lor. Da. Iar cât despre Whitesnake și Kiss, nici nu prea au nevoie de foarte multă prezentare. Da,
sens nu mai foarte mari, se înțelege de la sine că nu mai foarte mari, bineînțeles, sunt niște legende pe zona de classic rock. Ca categoric, da, categoric. Hiturile lor cele mai faimoase. Deja sunt consacrați, classic rock. Coverdale, frontmanul, a făcut parte și din Deep Purple la un anumit, mă rog, pentru o perioadă de câțiva ani de zile în decursul anilor 70. Și pentru el Deep Purple era viața lui. De faimă, una dintre melodiile ale Whitesnake-ului care au ajuns inclusiv cover pentru unele filme, emisiuni și pentru video de Oscar, erau cum zic, în 2003. Da. Scorpions sunt pentru ascultătorii noștri din Hanovra, da, din Niedersachsen. Iar Powerwolf. Scuze-mă, ți-am trebuit ideea, da. Powerwolf. Iar Powerwolf sunt din acel orășel Zaporc, de care aminteam anterior, care e semnificativ mai mic decât Hanovra, are doar 179.349 de locuitori conform datelor statistice din 2020, de 31 decembrie 2020, iată că tot mă gândesc după Sfânta Wikipedia, și este capitala și cel mai mare oraș din landul Saarland, din Germania, da, care e la graniță cu Luxemburg și cu Franța. 180 de lei undeva pe la mărimea unui oraș din România. Da, ceva gen de mărimea Sibiului. Acum, Oradei. Da, cam așa. Acum, ca să revenim în context muzical la rezoluțiile acestea despre care vorbeam, Cum crezi că o să fie tot festivalul? În primul rând, să sperăm că nu se va amâna. Adică unii spun că David Coverdale este în scădere de formă, Whitesnake e în scădere de formă și Kiss, evident că nu mai sunt nici cum erau în trecut. Ar putea să fie totuși un concert fan? Sau concert de fan? Ei cântă de foarte mulți ani. Toate trupele au avut perioade ascendente și descendente. Categoric. Peste performanțele lor muzicale. Da. Vă dați seama, acum, indiferent de forma în care sunt, de dispoziția lor de a mai scoate noi melodii, de asta deja se pune problema, de a mai organiza turnee, eu sunt sigur că, mă rog, deși partea financiară nu este de neglijat și nimeni nu o să refuze să facă un turneu de ăsta mondial, e și profitabil și distractiv și așa mai departe. Sunt sigur că există încă foarte mare cerere din partea boomerilor, ca să zic așa, celor din acea generație, din anii 70-80. Da, multă lume care încă este dispusă să iasă, vor să meargă la concert și să trăiască cu amintirile lor. Și tocmai din cauza asta, că altfel îți dai seama că nu le-ar organiza ei degeaba. Da, absolut, într-adevăr, ai mare dreptate aici. Aceste concerte. Și, acum, sincer să spun, nu știu care va fi ponderea în celor din generația de după festivalul 90 și până anul 2000. Eu zic că tot semnificativ va fi. Da, foarte foarte mult probabil, nu am zis că s-au uitat la bine, la emisiuni și au auzit de melodiile lor. Posibil să fi stârnit așa o curiozitate, dar ceea ce privește așa o anticipare a audienței, vor crea mai mare fanul din generația anilor 70-80, care au crescut cu melodiile lor. Dar să vedem. Deci, este sold out. Și pentru Kiss e turneul de adio. Pentru Kiss e turneul de audio și asta trebuie amintit. Pentru Kiss este turneul de audio. Și cam și pentru Whitesnake, dacă nu mai știu. Deci, e cam apusul carierei lor muzicale. Apus. Da, exact. Este ultimul loc tur. Foarte bine ai puntat. Da. Foarte bine ai puntat. Am zis că printre ultimele astea nu m-am uitat exact. Ce alte concerte mai vrei să sau la ce alte concerte mai vrei să te duci? Exact cum am menționat în prima parte. În prima parte a discursului. Că n-a fost, ar fi propriu să spun doar răspuns, că m-am extins așa puțin. Aș vrea să mai particip la concerte de-astea organizate ale trupelor autohtone. Am enumerat câteva dintre ele, la care aș vrea să merg. Aș vrea să merg la Robin, la Coma, poate, nu știu, și la, cum ați zis, ceva mai vechi. Uite, la Nick Mason ai vrea să mergi, la Nick Mason and the Sourceful of Secrets.
La arenele romane. Am auzit, am auzit. Dar s-a tot amânat de 2 ani de zile astea. În ce perioadă? O să fie vara, o să fie vara concertul. Prin iulie, dacă nu mă știu, uite că acum caut din nou ca să, fiu, ca să fiu sigur. Nu știu data exactă și nu vreau să, să greșesc. Îi induc în, ora, în, induc în eroare pe afligătorul nostru. O să 9 iunie. 9 iunie 2020, da. Deci n-are rost acum să te am așa puțin cu bugetul în BOE, datorită faptului că mi-a schimbat și locul. Și aceste concerte de la Iron Maiden și inclusiv festivalul, cele trei trupe, da. mi-au băgat o daună în buget. Da, o să văd. Se vindecă acea daună, se vindecă, nu-i problemă. Uite, la niște concerte de la Hard Rock Cafe te-ar interesa? Bineînțeles, asta s-a zis și prima parte a răspunsului. Okay, aș vrea să merg la concerte de la Hard Rock Cafe. Pentru niște concerte tribut, nu formații ale noastre autohtone, de asta zic. Da, și autohtone și concerte tribut. Mi-ai spus tu de un concert tribut. AC/DC, și unul Queen. Și pentru Queen, da, exact. Cel de la AC/DC, că făceam noi asemănarea, dar țin minte atunci când ne-am văzut la bere ultima oară în perioada de sărbătorilor. Da, ianuarie 2020. Și povesteam despre Zeppelin și mai multe, da. Și ți-am povestit de Pink Floyd. Da, știu. De Pink Floyd. Cred că orice, dacă îmi dai voie să împărtășesc, fac un scurt rezumat legat de experiența Pink Floyd din 2011, în cazul în care... Vorbisem deja de ea la interviu precedent și... Nu. De asta știu sigur că nu vorbisem. Asta am vorbit doar atunci când am mers noi în primul loc la... Cum îi zicea locul? Cafenerie din centru, am uitat cum îi zicea. Acolo unde am fost noi și ți-am povestit de experiența cu Pink Floyd a fost în 2011, când a fost și festivitatea de 150 de ani a Liceului Ștefan cel Mare. A organizat, mă rog, o festivitate cu prezentarea, cu niște interviuri, cu foști absolvenți și așa mai departe. Și seara, după festivitate, a fătat o formație Pink Floyd din România. Este considerată o formație tribut, care cânte melodiile celor de la Pink Floyd. Și chiar au cântat foarte bine, adică la unele melodii... Bine, ar fi exagerat de spus că nu făceam diferența, doar că chiar au interpretat excelent melodiile lor. Și a fost un concert și cu ocazia asta, a acelui eveniment. Da. Acum, pentru ultima întrebare a interviului, vorbisem despre rezoluția anterior, vorbisem despre experiențe adiționale în zona de concerte pe care le-am omis sau nu am avut timp să le discutăm în interviul precedent. Iar acum, pe sfârșit, aș vrea să te întreb dacă te-ai mai gândit la a avea un hobby cu un instrument muzical sau dacă ai vrea să cânți într-o formație doar ca hobby. Nu mi-a schimbat ideea față de ultimul interviu, tot la chitară mi-ar plăcea să învăț să cânt. Am planul ăsta de vreo 2 ani de zile. Poți să încerci pe Musician, recomand. Musician. Da, n-am apucat să-l pun încă în practică. Aș vrea să-mi iau o chitară simplă, nu o chitară electronică. La chitară electronică e puțin mai complicat. Da. Nu știu sigur dacă o să mă înscriu la un curs sau nu. Din ce am înțeles, există și destule tutoriale. Pe YouTube, mai precis, le găsești, sunt o grămadă. Nu m-aș băga la partea de note, pentru că mi-ar fi destul de dificil. Și mai mult pe partea de acorduri și apoi, pentru că nici nu am, nici neavând un studiu de profil vocațional pe partea asta de muzică, mi-ar fi destul de greu dacă aș încerca să cânt pe note. Corect. Și aș încerca mai degrabă pe acorduri. Partea asta de mișcări. Corect. Conform unor tutoriale. Asta mi-ar plăcea foarte mult. Un alt instrument la care mi-ar plăcea să învăț la un dat, asta după ce aș termina chitară, dacă ar fi, de asemenea tope. Nu știu, îmi place. Foarte bună idee. Mă incită destul de mult și partea asta de percuție. Da. De percuție. Categoric, așa este. Elementul principal. Acum, pentru ultima întrebare,
te-aș mai chestiona asupra următorului aspect, cum este cutuma evident la, la Let's Get Rock. Dacă ai mai avea ceva de spus adițional ascultătorilor noștri, ce ai avea să le transmiți adițional? Mulțumesc! Păi, ce aș putea avea ceva să transmit decât rock on, stay safe, bucurați-vă cât mai mult de toate experiențele la care puteți, pe care puteți avea și la care puteți participa. Exact. Nu regretați niciun moment. Dacă nu aveți bani să vă permiteți la anumite concerte, nu știu, puteți să vă strângeți din toate economiile, că nu o să regretați și o să merite. Cum mai spus și tu, Victor, mai devreme, corect. Banii mai vin, timpul nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Da, cam așa este. Artistul la fel nu se mai dă nimeni înapoi decât poate peste foarte mulți ani. Tehnologia, da, tehnologia. Trebuie să fie mai împătrânit, mai schizit și fără chef. Da. asta aici a fost în glumă, dar se înțelege mesajul. Categoric, absolut. Să participați la cât mai multe evenimente, că nu o să regretați. Așa este. Da, exact. Mulțumesc foarte mult pentru... Și bucurați-vă cât mai mult de viață. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult pentru participare, dragă Mihai. Cu noi a fost Mihai Domuncu, un ascultător al podcastului independent Let's Get Rock și un mare fan al muzicii rock. Eu vă mulțumesc pentru audiție încă o dată și vă doresc toate cele bune și rock on.